Alimentul extrem de toxic care cauzează ulcer este ținut la cutie și puțină lume știe efectele nocive pe care le are de fapt. Mulți îl consideră sănătos. Ei bine, puțini dintre consumatori au idee cât de periculos este de fapt consumarea acestui aliment și ce efecte dăunătoare are asupra organismului nostru. Alimentul extrem de toxic care cauzează ulcer, pateul vegetal, conține în medie 12 aditive alimentari, cu o compoziție imensă de chimicale, s-a dovedit în urma unui studiu realizat de protecția consumatorului. Nu consum pateu și cremuști. Și cremuști, iar să știți că tot la fel sunt de, de răi ca pateu. Nu, nu, nu consum. Nu, nu-mi place spuneți că ar trebui să mâncăm mai natural, poate. Bineînțeles, bineînțeles. Eu aș avea o propunere să nu mai fie aditivii ăștia nenorociți care provoacă cancer. Eu înțeleg și producătorii că alimentele trebuie să stea foarte mult în raft, dar trebuie să ne gândim și la oameni, la sănătatea oamenilor. Trebuie să, chiar dacă e un pic mai scump, dar să fie mai bun, să nu ne îmbolnăvim. Nu, văd, toată lumea cum, cumpără tot ce este ieftin de aia ne îmbolnăvim și de aia e spitalele pline. Trebuie să mâncăm sănătos, în primul rând, și în al doilea rând să dispară aditivii ăștia. O ori să fie și aditiv, dar să nu fie așa periculoși. Să nu atâtea euri. E un produs, sunt foarte multe euri în el. Eu înțeleg și pe producători, dar trebuie să gândească și la oameni. Unul dintre compușii chimici, care carangenanul din acest aliment toxic, poate să cauzeze boli digestive foarte grave ca ulcerul sau chiar cancerul de colon. El este de asemenea dăunător și pentru ficat sau rinichi. În același timp, pateul vegetal conține și monoglutamant de sodiu, iar consumul său regulat duce la creșterea tensiunii arteriale. Vorbim despre alimentele procesate și acum vorbim despre acel pateu, care ar fi foarte nociv pentru sănătate. Noastră ce probleme. Să știți, consum mai rar, pateu și de regulă mă cam tem de produsele procesate. Văd că peste tot sunt așa de frumos colorate, sunt și gustoase, dar ce vor avea, ce aditiv vor avea, asta nu mai știu. Încât mă bazez pe e, carnea produse de oamenii de la țară, de exemplu și produsele lactate. Totodată, pateul vegetal, alimentul extrem de toxic care cauzează ulcer, mai are și alte efecte nocive, desperiat pentru organismul nostru. Un nutriționist a explicat pentru evs.ro în urmă cu câțiva ani că acest aliment poate să crească riscul de dezvoltare a bolii Alzheimer sau chiar Parkinson, pe lângă care multe alte efecte toxice asupra sănătății noastre.